Bună ziua din nou! Astăzi aș vrea să discutăm un nou subiect despre ceea ce se cheamă, haideți să-i spunem, modul cum o fată îl respinge pe un băiat și începe. 1. Să țipe. Facă crize de nervi și îi țipă, pai de capul meu. Nici sirena de pe ambulanță nu sună așa rău. Mai stai un pic, ce mai stai un pic? Alta începe. Vorbești cu ea. Alo, mă vezi? Mă auzi? Mă vezi? Mă auzi? Nimic. Bun, trecem la următoarea. Te aude, nu face crize, dar când, nu știu, dacă dai cu chestii din acelea, hai să vedem dacă îmi răspunde la semnalmente, știi? 1,80 m, nu știu ce, adică na, chestii, cum sunt din acelea, știi, cum e la fete, înaintări de 90, 60, 90, hai să vedem dacă te aude. Te faci tu că te dai pe lângă. Știi? Auzi ce faci? Pui mâna pe mine? Sau piciorul, sau mai știu eu ce? Pe care mai stai, ce mai stă. Dar nu mă și violezi, că am auzit eu pe stradă că tu ești ăla care ești cazierist sau mai știu eu ce, știi? Ăla. Adică ceva de genul. Nu mă și violezi, îți refac cazierul și nu știu ce. Impertinentule, porcule. Te face albie de porci. Tu rămâi așa. Ca prost. Te gândești, asta e, altă fraieră care a pierdut în viață. Păi na, ci... N-ai înțeles? Întotdeauna, când în relațiile de vieți de om, există și o pierdere. Practic e ceva de genul... O crizat-o, ho, că mă duc! Știi? Și pleci și să gândește la altul sau mai știu ce. Ho, crizat-o, ho, că... Înțelegi? Sau? Ia mâna pe mine! Ce, mă, și violezi? Nu vrei să mă și violezi? Sau mai știu ce? Știi? Chestii din acestea. Ea a respins. Pentru că, domne... Știi? Și în momentul când ajunge la el, la sub brațul altei fete, cum mă, cu asta? Dar eu ce aveam, mă? Nu eram prea ștoarfă pentru tine? Nu eram frumoasă sau ce? Păi n-ai început tu cu aia, cu crizele. Păi acum, dar ești strică, minum, am ajuns nu știu unde în capătul relației. Sau la mijlocul relației, sau la începutul relației și începe cu crizele. Sau începe cu... Cu... Hai mă, nu mă și violezi, știi? Adică o chestie din aceea super tare. Hai mă, nu mă și violezi. Interesant, nu? Practic, este foarte interesant. Pe care, cum mă, dar eu nu eram prea bună pentru tine sau ce? Păi, dar n-ai vrut tu întrecere. Toată întrecerea a fost și relația cu cel pe care l-ai părăsit. Întrecere. Ai avut crize, crize,
în trecere. Nu mă și violezi. Nu mai pune mâna pe mine. Știi? Chestii din acestea. A fost în trecere. Și așa să terminăm tot. Ești un impertinent, un porc. Îți garantez eu că dacă zici toate astea pe gură, sută mie, te ia între ghilimele. Tu te n-ai bine. Dacă îți mai dă și o înjurătură, te bag în păsărica mătii și tu îi răspunzi. Nu, nu am cum, că sunt așa de lat și de gras și de înalt și de toate cele, încă nici aia lui mama nu mai în cap, știi? Și începe o ceartă din aceea impertinentă. Așa e în viață. În trecere vrei, tot în trecere relația ai. Și după care începe să... Hai să-i spunem... Să-i placă cum să spun eu, ce relație nouă are cu noua fată. Ba că e mai frumoasă, ba că are... Dar crezi că am fundul... Să uit așa. Crezi că l-am mai mult lăsat sau bombat față de cealaltă? Dar înaintași, cum sunt, știi? Sau airbag-urile, cum îi spun băieții. Da corpul, cum e, știi? După care începe. Da, am auzit, are și înaintași și niște craci, mamă, și o față nu știu de cum și nu știu mai ce. Încep ele, știi, chestiile din acel. Mamă, și ce se potrivesc, știi? Adică, uite-te și tu ce casă au făcut eu. Mare cât casa, cât blocul de peste drum, știi? Nu știu dacă îl prind în imagine. Dar o să încerc, știi? Ia să vedem. Nu se vede. E prea multă. Așa. Și după care începe o... Până n-ai vrut o relație în trecere. În trecere, știi? Hai. O, bă, că mă duc, bă. Nu mai țipa și urla. Ia, mă, mâna după mine. Mă, nu, mă, și violezi. Știi? Adică, na. Chestii din asta. Idiotule, porcule. Tâmpitule. Îți mai bagă și de la aia. Du-te în aia lui măta. Și începi. Și te gândești. Și când vede că cu asta și ce n-am fost eu bună pentru tine sau și... Dar ce ai încercat? Și când ai încercat? La început făcea scandal că nu o bagi în seamă. Când ai băgat-o în seamă? Nu știi ce să mai zici. Dar nu știu ce să zic! Nu știu eu de astea. Știi? O zi plăcută în continuare.